Oțelăman a cumpărat 15 bucăți de ciocolată de la un supermarket din Zalău. Acasă a descoperit că ciocolata are îmbunătățiri nedorite, aceasta găsit înăuntru viermii. O femeie din Zalău a avut ghinionul să cumpere mai multe ciocolate care au pe lângă aromele imprimate pe cutie și viermi. În urmă cu 3 săptămâni a cumpărat 15 ciocolate, 10 de la supermarketul din Zalău, 5 de la supermarketul din Cehul Silvaniei. Femeia vrea să ofere cadou ciocolatele, însă a avut surpriza când a deschis una să vadă viermi în loc de alune. Am luat 15 bucăți, când am deschis prima și am văzut că e un viermi, am desfăcut pe fiecare în parte și absolut toate aveau viermi. Unul era viu, l-am văzut cum iese din ciocolată. Nu e posibil așa ceva, să cumpărăm ciocolată cu viermi. Chiar dacă se încadrează în termenul de valabilitate, se vede clar că unele ciocolate și-au schimbat culoarea și toate au viermi. Ciocolata cumpărată din supermarket avea termen de valabilitate înscris pe cutie până în 2018. Astăzi, femeia s-a dus la Protecția Consumatorului pentru a face reclamație. De la Protecția Consumatorului a fost redirecționată spre Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Între timp, până se sesizează instituțiile de control, supermarketul comercializează în continuare ciocolata cu viermi.